Sacalilor, ce faceți? Frumoșii mei, astăzi am zis să facem, bă, o nebunie, bă, așa, să ne dăm cu melancolie, cu de-astea, sunt aici cu bunul meu frate. Și o să reacționăm, de fapt o să ne uităm la videoclipuri de-a noastră din trecut, pentru că noi figurăm de 4-5 ani, suntem, bă, noi suntem vechi, mă, suntem vechi. Bătrâni. Bătrâni, hai că deja nu mai am păr în cap. Sacalilor, vă reamintesc să activați clopoțelul cu toate notificările, să fie bifat clopoțelul ăla pentru că YouTube nu trimite notificări. Și dacă o să vă placă acest videoclip, să-i lăsați un like, să ne recomande YouTube-ul și pe noi. Spațiul ne permite mai multă distanță între noi, dar să știți că am selectat aici câteva videoclipuri de pe 2016, de când am început eu să filmez cu fratele meu. Bă, tu vrei să zici ceva? Da, cum să nu? Bă, nu uitați, folosiți codul SNIC 10% reducere pe Photoshop, că vine iarna, bă, vine frigul. Ai zis și tu ceva de știi, codul SNIC 10% reducere. Mi-e funcțion, hai să începem. Mai ții minte videoclipul ăsta? Dar cum să nu mai ții? Bă, toată școala, deci por... Okay. Deci fiate, pentru faza asta, deci proful meu de matematică, bă, deci o bătut joc de mine, bă, până și acum, uite-o leacă ce mic erai, cap, ce cap de bob avea, erai bob, trebuia să zic bob. Uite așa aveam urechi, uite așa, uite aveam niște urechi, uite așa l-aveam lăsat. Goblin era, erai goblin. Hai, taci o leacă, să ascultăm. Salutare tuturor, eu sunt Nick și bine v-am regăsit la vlogul special. Ce slab era și eu. 10.000 de fucking abonați. După cum cât aveam 10.000 de abonați? Da mă, că să era videoclip special. 10.000 de fucking abonați și acum am pe un canal 1.040.000 și pe alt canal 100.000, 106.000 și pe TikTok 250.000 și pe Instagram 200.000. What the fuck, man? Ia, let's go. Am zis că pot să fac un vlog aici cu fratele meu. Nu, așa te l-am, așa te-am apăzat, erai... Aici pur și simplu trebuie să spunem cuvintele la nimerea ala, adică eu zic un cuvânt și și făceam challenge-ul ăla și tu erai, eram proști amândoi. Hai, ce uităm? Mas. Router. Mas. Ghiveci. Prost erai. Chiar eram prost. Deci dacă masa vocabulară are 2500 de cuvinte, tu aveai 20. Maxim de toate, bă, da. Nu vine să crem ce... Hai de capul ăla. Și eu așa slab și acum am brațe. Ui, cât am brațele. Cât capul tău. Atât am brațele. Mamă, deci au făcut 52.000 de vizualizări, bă, la vremea aia. Știu că explodase, bă, deci au făcut 10.000 de vizualizări. Atunci era mamă, să vezi, sunt faimos. Sunt YouTube, arba, băieți. Ia, comentarii. Cât de drăguț e fractul. Îmi place de fractul. Îl iubesc pe fractul. Mai avem un videoclip aici, frate, mi-a dat o rău, dar nu mai știu ce era. Ăsta a făcut 184.000 de vizualizări acum 4 ani. Fai de cap, mă. Nu mai știu, dar nu mai știu ce era, era cu o palmă. Ia, taci. Dai cu deget, dai și tu așa cu asta de deget. Ce rata? Nici n-aveam din singur. Maa, și intro. Și intro, aveam bere. Ia uite-l pe Snic, hai că zic din 2006. Ia uite-l ce siglă, bă, eu mi-am făcut semnea asta. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip complet retardat pe acest canal. Toatele retardat, sunt aici cu... Lasă-l venea să plâng. ...de serii pe care mulți... Bă, ce mă zic de frată? Bă, eu mă jur, zici că eram orfan. Orfan. Îți scăzuse rădinții că nu știu, se vede ca și cum ai fațete, bă, de ce se vede ca și cum ai fațete? Se vedea... Aveai gura foarte pronunțată, știi ce zic? Nu. Uite aici, ia. Ia. Ziua ta ai primit. Asta e. A făcut întrebări. Băi, e pe nou. Iar așa e ziua. Ce? Nu cred. Deci ai taci. Anul trecut de la mine, de ziua ta ai primit. Asta e, ziua ta ai primit. Deci acum 4 ani ăștia pe cât deci, deci nu vezi ăla. Nu pot să cred că de 4 ani încurc ziua lui frate meu. Mereu zic că e pe 17 și nu, e pe 19. Bă, nu știu, am avut eu o boală, bă, nu știu. Gen de 4 ani, frate, greșesc ziua. De 4 ani zic mereu că e pe ziua lui, e pe 7. Ce mai poți să spun? Ce v-am să devin când eram eu mic și yeah. Așa rău. Împătuream haine și... Artist. Artist. Ah, ia de aici, păi, dar nu voiam să devin artist. De unde artist? Nu voiam să devin astronaut. Deci aici făceam cum facem noi clasicul de întrebări de frați, știi cum ar veni? Azi vedem dacă am știut-o pe asta. Și am imposibil. Nu, că ai făcea la fel. Mă rog, tu ai crezut că și eu m-am maturizat, știi cum ar veni? Aici zici că sunt Hulk în primul rând, că... Gen măcar cu asta, că cu asta... Da, nu, mai asta mai nu. Dar la tine, gen la tine asta și nu asta și la mine asta și nu asta. Ci de yin yang, yin yang, știi cum adică, uite ce e următorul clip. Mamă, mai știi piatră foarte cârtie pe bătaie? Da. Tu dai seama că am făcut asta 4 ani mai târziu cu jocul joc? Ești nebun acasă, dar mai știi ce pomne îți dădeam? Chiar am dat, bă, pe vremea aia chiar îmi dădeai. Uite-te-o leacă. Aveai brațele câte le-am eu acum. Dar de ce se vede așa roz? Dar vreau să știu și eu ce era cu frezele noastre. Eu de ce eram pe jumatea capului pe o parte? Dar nu erai pe jumate, erai gen...
Păi aici era 45 de grade. 45 de grade și tu aveai părul emo. Deci eu voiam să mă las părul lung atunci. Știi că ți l-ai lăsat gen de aici până aici ți l-ai lăsat? Da, până, adică până aici l-am avut. Hai că l-ai avut până... Ba da. Ia uite, lip, intră pe aici, moșu. Aș Crăciun, intra pe aici. Ia. Aruncă de tine. Ia! Ce-ți-a dat-o? Moment de fine. Ți-a dat petardă, ia! Ce țărani ai fost! Ia uite! Bă, cum e posibil? Ia fii atent ce ți-a dat! Au ce față din tărata ta mea! Ia! Hop! Bă, tu zici că aici nu aveau absolut niciun dinte! Ne dădeam o leacă! Hop! Ia! Ce? Bă, și bă, asta nici am făcut! Asta a făcut mea, dar asta nici măcar nu doare, trebuia peste față dacă tot. Nu, bă, peste mâini chiar doare, ți-o înflui mâinile. Dar noi am inventat asta sau așa nu, erau? Nu, bă, față, dar de fapt nici nu știu. Bă, ce trecut timpul, tu îți dai seama? Gen, de 4 ani cu tine și eu 4 ani mai în spate, în 2012 m-a apucat, tu îți dai seama, bă, ce-o trecut, mă, în 8 ani, bă, 8 ani de când sunt aici, bă, băieți, să mor eu, am de YouTube cât aveți voi vârsta, mă, să mor eu dacă vă mint pe bune. Ia, următorul clip. Aoleu, următorul clip mi-am luat prank de la frate, mi-a zis clipul ăsta, băi, deci... prankul ăsta a fost la modul, vă simt eu o chestie, că îl pun să se uite în sticla de apă și o apăsam așa pe ea, dar el o văzut zice, eu nu știam asta. Și cum ar veni, m-am dus într-o seară, dar atâta, voiam să vă zic, fiți atenți acum, prank. Vreau să vă zic că am chef să-i fac un prank de frate, de ce? Pentru că merită și știți la ce m-am gândit o sticlă de borse plină cu apă. Bă, borse, sponsorii, mamă, arătam. Aveam televizorul ăla în bucătărie. Acum am un dormitor. Da. Uite ce pantaloni avea! Ia toată lumea că mi se vede cucu pe acolo. Dar ce vrei, mă, dacă era pantaloni de azi? Ce zi, mă, ce zi, mă, 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 hai să vezi cum o să se ridice, mă, jur, fii atent. Eu zi optic, hai să zi optic. Ia, fii atent. Dar ce mai fenta, mă, să mi-ai zis cum? Nu chiar eu, mai jos. Stai gen început. Ce mi-ai chiar în bucată? Încearcă să fii fix în punctul ăla. Trebuie să te apuci să fii punctul ăla. Cât de jos? Cât de jos? Ia! Uite așa! Ți-am dat-o! Marciu! Bă, Marciu! Știi cum am simțit atunci, mă gândeam, bă, de unde m-ți mă știa asta, bă, așa mă simt. Dar nu că mă gândeam de unde știa, mă gândeam cât de prost să fiu să-mi iau, bă. Ma. Clasicul videoclip ăsta care urcase la vremea aia, l-am expediat pe frate mai mic într-o cutie, știu că vă simt la Vlad Munteanu, a apărut asta pe din afară, știi, și copiase toată lumea, așa, am copiat și eu. 700 de mii de vizualizări, mai știi cum era, ia fete. Tu la cât ce... Bă, cum a... Tu știi câte lume mi-a zis că... Ia uite cum vom ține apărul, ia. Genial, frate, foarte mare, deci ai neapărat strânge plumii de like, frate. Ia, ia, taci. Nu vezi că filme? Bine, hai, du-te că vreau să mă joc. De câte ori am fost în istea asta, nu am contest, că și că puți. Ți-o fac eu într-o bună zi, să vezi. Mamă. A, mai știi fata? Cât am vrut aici? Ia. Au ce m-ați avea de prost. Ia. Rupe microfonul, bă. Ia. Bă, dar au fost un sketch interesant. Bă, dar seama cu... Stai. Băi, deci în cutia asta, știți cum am încăput? Deci mi-a dat lui telefonul și s-o așezat cu fundul pe cutie ca să pot să stau acolo. Bă, man, bă, deci dacă mă băgai pe mine, eu cum sunt claustrofob, eu muream acolo. Dar deci eu mă panicam și muream. Deci eu muream, eu sunt claustrofob, dacă mă băgai în cutie, eu muream. Muream de tot, muream. Ia uite cum stai aici. Mamă, ia uite. Ia uite. Ia uite. Ia uite. Te-au refuzat ăștia la vama. Eu singur trebuie să menționez că știi să speri Vasil la vama. Chiar și, chiar și. M-au meritat, m-a crescut barba. În ce suntem? Ia. Ia, ia, ia. Ai stat 45 de minute. Du-te în casă și-ți spală. În mașina lui, mă, bă, și acum în golful, făceam în golful meu, știi cum ar veni. Da, bă, cam astea au fost videoclipurile. Au fost, ca să vedeți așa glow-up-ul nostru, nu-i foarte mare, dar ținând cont cum eram atunci, știi, gen, așa, acum măcar suntem mai pe aici, știi, că peste 2 ani dacă ne mai uităm, eu o să fiu mare șmecher, o să am mare Tesla, o să am car, așa zicea. Și o să...
O să dorm sub pod. Nu, bă, tot o să ai 18 ani și să dai barbă, știi cum ar veni și la aia. O să ne uităm atunci, o să avem, poate să avem barbă, știi, și noi, că nu prea crește, știi? Și ne uităm așa cu 2 ani la videoclipul ăsta și zicem, mamă, ce ratați eram să mor. Tu zici, mă, chiar o să se întâmple asta, gen? Partea asta chiar o să o pui și peste 2 ani chiar o să ne uităm la asta și o să... Da, tu chiar, mamă, tu chiar o să se întâmple. Sper să mă mai țin, dar bă, dacă m-am ținut 8 ani, tu dai seama, o să am 10 ani de YouTube. Bă, 10 ani de YouTube ești, prost, am 20 acum de tot. Bă, dar chiar tu faci jumătate de viață. Jumătate de viață mă țin de YouTube, ești prost la cap, n-ai cum, vere, n-ai cum. Nu uitați, dați un follow pe Instagram acolo ca să ne vedeți ce facem, care-i treaba cu toate chestiile astea. Codul SNIC 10% reducere pe Fushomen, vine iarna și poate băgăm și un 20% dacă. Deci dacă merge, poate facem așa. Ce să mai zic, ne vedem de acum peste 2 ani, să vedem cum o să arătăm atunci, reacționăm la clipul ăsta. Nu uitați să activați clopoțelul cu toate notificările, beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult. Noi v-am pupat! Pa, bă!